Vara, cel mai bun vad comercial din Râmnicu-Sărat este cel din exteriorul pieței agroalimentare, unde tarabele sunt zilnic pline de marfă. Acolo, cei mai mulți dintre vânzătorii de fructe și legume sunt producători din comunele limitrofe orașului. Iarna, situația se schimbă însă complet. Cele mai multe tarabe sunt goale, pentru că oamenii nu pot sta în frig să-și vândă marfa. Dacă unii se retrag în interiorul pieței agroalimentare, acolo unde există surse de încălzire, alții chiar renunță la spațiile comerciale. An de an, în sezonul rece, din cauza condițiilor exterioare, deci tarabele libere, de afară le avem în majoritate libere, iar în interior avem condiții de aer condiționat, aerotermie, tot, și se îngrămădesc spre piața de produse interioare acoperită. Cum veniturile societății Piețe, Târguri și Oboare s-au diminuat din această cauză, conducerea a organizat o licitație pentru ocuparea spațiilor libere. Puține persoane s-au arătat însă interesate de acestea. Am și organizat o licitație la începutul acestui an pentru închirierea spații, tarabe și teren în zona Oborului. Din păcate, nu am avut solicitanți decât pentru zona bazalului, pentru un singur stand, iar cererea noastră rămâne deschisă. În ultimii ani, fenomenul tarabelor goale pare a fi în creștere la Râmnicu-Sărat. Mulți comercianți își restrâng activitatea chiar și în timpul anului, pentru că nu mai au vânzările de altă dată.